Românii sunt foarte îngrijorați de ceea ce se întâmplă mâine, spre exemplu, pentru că vedem asta și înțelegem din ceea ce s-a întâmplat atunci când a fost dată o informație falsă privind creșterea prețului combustibilului. Vedem la ulei că s-au îngrămădit oamenii. E adevărat, românul este îngrijorat și din asta înțelegem că nu prea are încredere în autorități sau în ceea ce se va întâmpla mâine. Nu știe. Aici trebuie să vină autoritățile, guvernul și să ia decizii, să ia măsuri. Să vină în sprijinul lor sau măcar să-i liniștească. În primul rând, trebuie vorbit mai puțin și acționat mult mai serios. Și eu chiar mă bucur să văd că prim-ministru Ciucă, ați văzut, nu comunică aiurea, cum spunem noi, comunică foarte atent, pentru că în situații de criză trebuie să fii foarte atent cu cuvintele, pentru că încrederea aceasta se pierde tocmai din această cauză. Se vorbește mult, se vine cu tot felul de proiecte, de măsuri, ele nu se mai pun în aplicare, oamenii nu mai știu ce să creadă. Deci, în acest moment, trebuie responsabilitate politic. Eu am discutat și în interiorul partidului și în afară. Nu câștigă nimeni în astfel de moment. Iar alegerile sunt în 2024. Situația aceasta de criză, fie că vorbim de criza din vecinătate, de război, fie că vorbim de efectele economice, nu se vor termina mâine. Va fi o criză accentuată pe termen mediu, lung. Și atunci oamenii apreciază responsabilitatea unor oameni care înțeleg totuși ce vremuri trăim. Și trebuie să stea la masă, trebuie pierdute nopți în a căuta soluții, pentru că situația nu este deloc simplă. Iar dacă se iau măsuri coerente, clare, nu se mai aruncă pe piață atâtea variante, oamenii atunci au încredere că mergem în direcția bună. Dacă doar se aruncă pe piață și nu se întâmplă și nu se pun în aplicare, atunci normal că oamenii își pierd încrederea. Și dar nu mai înțeleg, pentru că PSD înțeleg. Vine pe de o parte care este la guvernare alături de PNL și anunță, nu știu, unele măsuri sau că ia în considerare anumite măsuri, apoi vine PNL și spune că nu se poate face așa sau, și oamenii atunci nu mai înțeleg. Ok, sunt două partide care se află la guvernare, care guvernează în momentul acesta împreună în România. Da, și se încearcă și un fel de opoziție așa din interiorul guvernării. Eu cred că am mai spus, eu cred că acum dacă întrebăm oamenii pe stradă ce doresc de la oamenii politici, o să vă spună responsabilitate. Nu vor nici să audă retorică politică, nici cine e mai bun, vor să vadă soluții concrete, clare, să le înțeleagă când se comunică și să aibă încredere că acele soluții aduc și rezultate. Iar pe lângă măsurile pe care le-am spus, trebuie acordată atenție foarte mare pe banii europeni. Pentru că în momente de criză, când ai bani la dispoziție pentru investiții, atunci este un moment foarte bun de a introduce bani pe piață și de a crește intensitatea activității economice pe orizontal, de la construcții la multe alte lucruri. Iar bani din PNRR avem, aproape 30 de miliarde, plus exercițiul financiar 2021-2027. Deci acești bani trebuie oferiți cât mai ușor, cât mai lesne pentru a fi atrași. Deci avem nevoie de proiecte. Cu toate consecințele mai puțin plăcute, dar banii trebuie pur și simplu aruncați în piață. Pentru că este extrem de important că în acest moment sectorul de construcții să nu se blocheze public. Și aici iară sunt discuții pentru că au crescut foarte mult materialele. A fost o ordonanță prin care puteai să crești contractele, însă oamenii tot nu se încadrează, pentru că între timp a mai crescut prețul la fier beton, a mai crescut prețul la combustibil și la multe altele. Deci este extrem de important ca guvernul să reacționeze rapid pentru ca sectorul de construcții să nu fie încetinit, iar acești bani să fie absorbiți. Trebuie aruncați pe piață, trebuie acordate termene mai scurte, inclusiv la licitații, inclusiv la autorizații. Statul trebuie să aibă o politică de genul acesta pentru situația aceasta de criză în care suntem, pentru că acești bani trebuie să fie atrași cât mai repede. Și la fel și aici, ați văzut că nu-i bun PNL-ul, că trebuie renegociat, că tare. Nu, acum trebuie atrași banii.
Încă o să ajungem încă noi. Există această discuție de renegociere a PNRR. Este o problemă falsă, pentru că e o problemă pe care o pune PSD, care e la guvernare. Știu. Eu am mai spus și am mai răspuns la această întrebare. Deci anul viitor va fi o discuție pe PNRR. Și se vor reevalua inclusiv acele jaloane, cum le spun ei, puncte care trebuie îndeplinite, pe reforme și tot. Până anul viitor trebuie atrași bani, cât mai mulți. Iar apoi, da, dacă trebuie rediscutat ceva, nu e nimeni. Dar se mai poate încăpățânat. Renegocia acum PNRR-ul? În 2023 există o reevaluare. Acolo se vor putea discuta anumite proiecte care nu s-au atins sau se vor mai putea include alte proiecte, pentru că cele care erau incluse n-au fost realizate, adică discuții vor mai fi. Dar acum să vorbim despre renegociere, când noi avem de făcut legea pensiilor, când avem de făcut o grămadă de reforme și de atras bani, cred că este o discuție inutilă pentru acest moment.